Îngrijorarea hunedorenilor cu privire la potențiale urmări grave la parajele de acumulare din județ ca urmare a cutremurelor din ultimele zile nu sunt întemeiate, declară reprezentanții sistemului de gospodărire a apelor din județ. Nici barajul de la Cinciș și nici cel din Valea de Pești din sudul județului nu sunt afectate de mișcările pământului. Ba mai mult, sunt în permanentă monitorizare. În urma cutremurelor, celor două cutremure care au avut loc zilele trecute pe raza noastră și care au fost resimțite la noi, după măsurătorile pe care le-am făcut, nu se constată niciun fel de abatere față de parametrii standard. În consecință, noi nu suntem la o fază de alertă cu barajul, vom funcționa în continuare exact la fel cum am funcționat și până acum, cu măsurătorile standard pe care le facem și, bineînțeles, că vom fi sub observație. Dar barajul este în siguranță și funcționează în parametrii normali.